Patru medalii din patru posibile au cucerit până ieri seară pugiliștii de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, la Cupa României la box rezervată categoriei de vârstă cadeți, din care una de bronz și trei de argint. În gala din această seară, programată la Sala Sporturilor din Zalău, elevii Ioan Popa și Ioan Dragoș pot schimba medalile de argint cu cele de aur, în cazul în care vor obține victorii în finale. Clubul sportiv municipal Zalău și-a atins obiectivul la ediția din acest an a Cupei României la box, rezervată categoriei de vârstă cadeți. În calitate de club organizator, gruparea de la Poalele Meseșului și-a propus să obțină cel puțin două medalii la competiția găzduită de sala sporturilor din Zalău, iar obiectivul a fost îndeplinit cu succes și toți cei patru sportivi zelăuani înscriși pe foile de concurs au asigurat medalia înainte de încheierea competiției. Calificat în finala categoriei de greutate 54 kg, programată în cursul acestei serii, Denis Stoica este sportivul care a avut cele mai multe meciuri în cadrul competiției de la Zalău. Elevul antrenorului Ioan Dragoș a urcat în ring în toate zilele de concurs și a fost nevoit să câștige două meciuri pentru a avea asigurată medalia de bronz. Iar în semifinale a reușit să învingă din nou și azi urcă în ring unde speră să schimbe medalia de argint asigurată după victoria din semifinale cu cea de aur. În finala categoriei de greutate 52 de kilograme a ajuns și Bogdan Mierloi. După ce a reușit să-și asigure medalia de bronz în gala de luni seara, Bogdan a reușit în marți o nouă victorie și a făcut pasul în final unde speră să iasă învingător și să cucerească medalia de aur. Mult mai norocos decât colegii săi a fost Edward Șerban, care a beneficiat de avantajul tragerii la sorți și a numărului redus de sportivi participanți la categoria de greutate 59 de kilograme. Astfel că sportivul de la CSM Zalău boxează în această seară direct în finala categoriei sale de greutate. Singurul sportiv zelăuan care nu a ajuns în ultimul act al Cupei României este Gabriel Chichișan, antrenat de maestrul Ioan Popa, Gabriel a reușit duminică seară să-l învingă la puncte pe Samuel Cimpoeșu din Roman și s-a calificat în faza semifinală, unde, din păcate, a pierdut în fața lui Andrei Mustet din Târgu Jiu și a fost nevoit să se mulțumească cu medalia de argint. La startul Cupei României din acest an rezervată categoriei de vârstă cadeți s-au aliniat 103 sportivi de la cluburi din întreaga țară, iar printre arbitrii care au oficiat la competiție s-a aflat și Valdemar Cucereanu, sportiv medaliat cu argint și bronz la campionatele europene, respectiv cu bronz la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii